frontierele euului. La începutul vieții, copilul trăiește într-o simbioză completă cu mediul înconjurător, în același fel în care trăia în pântecul mamei sale. Nu există nicio diferență între copil și lumea lui, în sensul că el și lumea lui sunt una. Copilul, sânul matern, părinții, scutecele, lumina din cameră, toate sunt unul și același lucru. Nu există frontiere, ca atare nu există eu și tu. Deci nu există identitate. Procesul de formare a conștiinței individuale este lent și îndelungat, fiind generat și stimulat de frustrări inevitabile, precum întârzierea sânului sau a biberonului, întârzierea mângâierilor și a cuvintelor tandre. Aceste mici fricțiuni cu mediul sunt asemenea unor scântei care aprind viața subiectivă în copil, făcându-l din ce în ce mai conștient de sine ca individualitate separată. Conștiința de sine, așadar, nu este creată de frustrări, ci mai degrabă este revelată de acestea. Treptat, ca urmare a experiențelor sale de relație, în special cu mama sau figura maternă de substitut, copilul își conturează și își cristalizează e -ul. El descoperă că atunci când plânge, el este cel care plânge și nu pătuțul sau tavanul. Când se mișcă, brațul lui este cel care se mișcă și nu al mamei. După un an de viață, numeroase frontiere sunt deja trasate: piciorul lui, ochii lui, vocea lui, bucuria lui. Își privește chipul în oglindă și se recunoaște, deși până atunci își lua imaginea drept un alt copil. Spre 2-3 ani, copilul devine conștient și de limitele puterii lui. Admite că nu e centrul Universului și începe să renunțe la nevoile de atotputernicie, confruntat cu limitele clare impuse de realitate. Fascinația omnipotenței se va prelungi însă prin eroii poveștilor și filmelor până în adolescență, când cei mai mulți tineri acceptă.